Noastră numiți asta show-uri poetice, haideți despre lucruri concrete. Chiar așa îl consider. Concret, Vyacheslav Negruță, coleg al dumneavoastră, fost, la fel, fost ministru al finanțelor, aici fost, în studio... Fost subaltern al meu. A, vedeți, chiar și ați lucrat împreună. Aici în studio a povestit multe lucruri interesante despre schema de fur din BEM și din tot sistemul bancar. Domnia sa a prezentat, nu în emisiune, dar aici a povestit, a prezentat un raport pe care l-a prezentat în 2013 în Comisia Reidman, tot de investigație, Comisia BEM, a prezentat un raport din care noi citim. În anii 2006, numai o clipă, înainte de asta trebuie să vă arăt acea scrisoare pe care am discutat acest lucru și cu domnul Reidman, fost coleg al dumneavoastră. Știți că în anul 2005, pe data de 20 iunie, domnul Reidman, pe atunci consilier prezidențial pe economie, îi trimite domnului Voronin o scrisoare secretă, în care solicită să fie, предлагаю список участников совещания на пятницу по проблемам финансовой системы с участием Тарлева, Лупу, Лазаря, Бондарчука, Толмача, ПОП-М, Рейдман О. Прошу вас для подготовки совещания разрешить направить мою записку для ознакомления участников. 6 сигнатуры Дома Воронин. Согласен. 6 из Крис плюс Зинаида Гречанной. Dumneavoastră ați participat la acea ședință? Bine, hai, eu mai țin minte la câte ședințe am participat. În acea ședință? În fiecare săptămână câteva 7. În acea ședință s-a discutat cum trebuie să fie schimbată legislația financiară a Republicii Moldova, întrucât noi să devenim deschiși pentru banii căciuiși pe miru. Eu pot să vă, chiar să vă citesc din acea scrisoare. Este o sintagmă... Bine, acum nu găsesc, nu vreau să pierdem timpul, dar și, este da, da, chiar de care, această scrisoare. În ce problemă? Imediat după acea ședință, care a avut loc în 2005, cum imediat, în următorii 2 ani, a început să fie schimbată masiv legislația financiară din Republica Moldova. Citesc din raportul domnului Negruță. În anii 2006-2008 a urmat o modificare masivă a legislației financiar-bancare, dar și a regulamentelor BNM care țin de supravegherea în domeniul bancar. Exact cum scria Reidman în acea scrisoare secretă. Culmea modificărilor legale de acea perioadă a fost eliminarea impozitului pe venitul persoanelor juridice. Și aici intră în joc un alt important discipul al lui Reidman, noul ministru al economiei Igor Dodon. De ce acest impozit a fost eliminat? Băncile comerciale în acel moment plăteau un singur impozit la stat, impozit pe venit. Pentru a ascunde și a nu lăsa urme în sistemul de raportare financiară și fiscală în urma tranzacțiilor cu mijloace financiare migrante prin toată lumea, căciuiși pe miru, adică de proveniență dubioasă, descrisă de Reidman în nota sa, trebuia eliminat impozitul pe venit. Zis și făcut, Igor Dodon a realizat sarcină. Eu nu cred că numai Igor Dodon, parlamentul ce a votat pentru acest ce lucru. Ce are una cu alta? Dar, domnul Grecian, ați fost atunci... Impozitul pe venit. Eu singur am fost promotorul cotei zero la impozitul pe venit. Noi am mers și am discutat și la Washington și cu Fondul Monetar Internațional și cu Banca Mondială. Inclusiv pentru bănci comerciale. Pentru toată lumea. Nu poți pe unii să le faci o favoare la unii și la alții să le faci o defavoare. Aceasta a dus la faptul că Republica Moldova a devenit o spălătorie pentru bani căciuiși pe miru. Categoric nu a devenit. Aceasta a dat posibilitatea ca agenții economici să-și scoată cei ce aveau în tenebru, să-și scoată la suprafață, să iasă din tenebru economia. Și aceasta a dat posibilitatea să atragem investiții. În anul 2008 a fost cea mai mare cotă de atragere a investițiilor străine directe. 850 de milioane de lei. Este adevărat că atunci a fost făcută o revoluție și liberală, să zicem așa. Da. Dar prin introducerea cotei zero la impozit de venit. Și aceasta a ajutat în criza cea economică din 2009. Că în afară de acele investiții care au fost imediat atrase în Republica Moldova, ar putea fi atrase și bani. Prin ce dovedește, domnul Negruță? Care Bine. Sunt cifrele? Prin ce le dovedește? Iată, am o scrisoare pe care compania Brownsnick din Londra a trimis scrisoarea trimisă la adresa CNA, Centrul Național Anticorupție, în anul 2012. Trebuie să știți că această companie s-a ocupat de dosarul Magnitsky și de interesele ei au reprezentat interesele regretatorului avocat Magnitsky, care a decidat în Federația Rusă, știți, era atunci închis în izolator. Citesc din scrisoare.
Факты, выполненные Hermitage, дают основания предполагать, что существует организованная преступная группа, состоящая из ряда государственных чиновников, Евробеде Уамендин Федерация Руса, чиновник из Российской Федерации, и иных российских граждан в период с 2006 по 2010 годы систематически похищала бюджетные средства на десятки миллиардов рублей. Только с ноября 2006 года по июнь 2008 года данная преступная группа посредством своей мошеннической деятельности похитила около 11 миллиардов рублей из российской казны, часть из которых была отмыта с использованием банков и компаний, зарегистрированных на территории Республики Молдова. Я посибилка, а че либерализаря систему банкар? Noi categoric n-am avut acest scop. Și eu nu cred, și dacă cineva a găsit o posibilitate cumva să ocolească legislația, să folosească de lucru acesta, avem toate organele și hai să-i punem pe toți picioare și să... Dar acum ce noi încercăm să facem? Vyacheslav Platon a spălat 22 de miliarde întrebați organele de drept. Eu nu sunt... Chiar nu sunt în situație când eu pot să dau o apreciere ce a făcut unul sau altul. Oricum, avem organele de drept. Fost ministrul finanțelor Vyacheslav Negruță a dat apreciere. Fost prim-ministru Ion Sturza a dat apreciere. Foarte bine că ei își asumă această responsabilitate. Ce au făcut ei ca să nu se întâmple acest lucru? Toți sunt deștepți. Bine, nu vă întreb despre nume, dar ca fost ministru al finanțelor care și fost prim-ministru, puteți să-mi spuneți, e posibil ca în 4 ani, prin Republica Moldova, prin sistemul nostru bancar, să treacă 22 de miliarde de dolari de proveniență dubioasă, nu se știe de unde sunt acești bani, în așa fel încât nimeni să nu știe despre acest lucru, nici BNM, nici procuratură, nici CNA, nici CNPF, nici un organ de stat. E posibil acest lucru sau nu? Eu cred că lucrul ăsta nu este posibil. Nu este posibil. Și eu nu știu cum să... De ce dumneavoastră spuneți că cândva ceva s-a întâmplat și de asta... Domnul Reidman, în scrisoarea sa secretă, care a fost desecretizată în anul 2012, descrie această schemă de trebuie de creat din Moldova strana, nu vreau să pierd Natalia, timp, chiar de denii căciuiși pe chiar nu vreau ca noi să discutăm tema aceasta. Dacă sunt careva dubii... Atunci ați fost ministru al finanțelor. Eu înțeleg că eu am fost ministru al finanțelor și vă asigur că eu n-am avut nicio atribuție la aceasta. Absolut nicio atribuție la aceasta. Domnul Negruță, ce visează acum? Eu nu știu ce el visează. Deci crezi că domnul Negruță spune prostii sau nu știe ce spune? Eu cred că domnul Negruță vrea să-și mai câștige niște dividende politice. Dacă el are toată informația aceasta, lasă-o prezinte cui îi trebuie. A prezentat-o de mai multe ori. A trimis-o la președinție, la CNA, la procuratură, la prim-ministru. Și ce? Vedem nimic. Nu, haideți. Dar ce să facă? Să iasă la, nu știu, în Piața Mare de Onoare Naționale să-și dea foc? Nu trebuie el să-și dea foc. El a fost ministrul finanțelor și el. A trebuit atunci să reacționeze. A trebuit atunci să facă ceea ce putea să facă. Când era în funcție, s-a supărat și s-a dus și a spus că... Se pare că de ce și-a aplicat? Pentru că a aplicat imediat după ce a trimis din numărate ori scrisori la toate instituțiile statului. Dar de ce a aplicat, dar nu și-a făcut lucru până la capăt? De ce a aplicat? De ce noi cu toții suntem atât de deștepți? Dar poate pentru că n-a vrut să participe în schemă de preluare a BEM-ului? Dar de ce a intrat atunci? De ce a intrat atunci în guvernare ce? Dar poate când a intrat, erau alte scopuri. Erau alte scopuri. Dar apropo, ce s-a întâmplat cu BEM-ul, doamnă Grician? Nu pot să nu vă întreb acest lucru. Sunteți fost ministrul finanțelor, care rar vorbește la aceste subiecte, dar noi acum trăim o tragedie națională. O tragedie națională. O spun cu toată responsabilitatea. Toată lumea este în căutare miliardul. Noi nu știm dacă a fost un miliard sau mai mult sau mai puțin. Și să găsesc deștepți care spun că Grician a distrus Banca de Economii. Nu, se găsesc deștepți care demonstrează că zeci de companii, inclusiv acele care chipurile sunt afiliate cu doamna Greceană, au scos timp de mai mulți ani bani din BEM. Nu am nicio companie afiliată cu Greceană. Și o spun foarte sincer, și o spun foarte tare, și nu poate să gândească nimeni altă. Dar banii din BEM se scoteau prin... Banii din BEM, prin intermediul creditului neperformativ timp de mai mulți ani. Până în 2009, BEM a fost prima bancă pe piața bancară din Moldova. Din 2010, cei care au venit la guvernare
au început să scoată din această bancă întreprinderile cele mai mari. Și spune că prima lovitură a fost Invest Privat Bank. Lăsați Invest Privat. Nu mai este ce e prima lovitură. Ce are ce e una cu alta. Noi cu problema ce ne-a inspravit și să fi fost doar Invest Privat Bank era absolut altceva. Era absolut altă situație, credeți-mă. Dar nu de miliarde de dolari cum s-a întâmplat acum. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Și noi cu toții îmblăm, cineva aruncă câte un os societății, ca societatea să roadă și uite, domnule, uite, hai să nu ne aruncați niciun os, dar să ne explicați așa cum înțelegeți dumneavoastră, ce s-a întâmplat în sistemul bancar în ultimii câțiva ani? Haideți să luăm, din 2013 încoace, când statul a pierdut cu cota sa. Eu cred că foarte multă lume v-a explicat lucrul acesta. Foarte multă lume a scris la tema aceasta. Și de ce noi să repetăm? Noi mai bine am... Dar nu este clar nimic. Dar nu este clar pentru noi. Noi avem stat în care are organe de drept. Avem ori nu? Organele de drept sunt controlate sau nu politic? Eu cred că sunt controlate politic. Politicienii care controlează organele de drept au participat în schemă? Politicienii nu știu, dați-le apreciere, lasă-le de altcineva apreciere. De ce și eu v-am zis, nu o să vă fac eu show-uri politice aici.